prevista ferma a organizat și în acest an la Agromalim tombola zilnică, la care câteva sute dintre cei mai norocoși vizitatori ai târgului au câștigat pe loc premii oferite de firma Media Group și de firmele expozante la târg. Participanții la tombola zilnică au câștigat abonamente pe 3 luni la revistele Ferma, Recolte Bogate și Utilaje Agricole și DVD-uri Noutăți Tehnice 2010-2011 oferite de Ferma Media Group. Pe lângă acestea au câștigat și machete de tractoare, articole vestimentare, tixuri, brichete, materiale promoționale, dar și produse tradiționale oferite de companiile expozante Mewi, Maschio Gaspardo, Misador Seminsis, ITNC Seeds, Impar, ProCredit Bank, IKR România, Munax, Cheminova, NHR Agro Partners, Romvac, Technic Börse, DLG Intermarketing, KWS, Asociația Arădeanca și Expo Arad Internațional. Ferma Media Group și Expo Arad Internațional au organizat în ultima zi a expoziției și Marea Tombolă Agromalim. Cel mai norocos dintre participanții la Marea Tombolă a plecat acasă cu moara gospodarului Tecno favorit, premiu oferit de Ferma Media Group. Fericitul câștigător se numește Aurel Cheta, din localitatea Nădab, județul Arad, și este vizitator anual al târgului Agromalim. Fermier la început de drum, Aurel Cheta are o exploatație de aproape 8 hectare și crește 3 vaci, 2 vițele, porci și câteva oi. Acesta a spus că va utiliza moara pe care a câștigat-o pentru prepararea furajelor pentru animalele din propria gospodărie. Micul fermier a venit la Agromalim în cea de-a treia zi a expoziției, fiind interesat de achiziția unui tractor care să-i ușureze munca în câmp și să-i dea puterea să extindă suprafața pe care o lucrează în prezent împreună cu familia. Un alt premiu important, o mașină de tuns iarba oferită de firma Munax, a fost câștigat de Anuța Bota, din localitatea Macea, județul Arad. Aceasta lucrează alături de soțul ei, Dan Bota, 10 hectare de teren și 1500 de metri pătrați de solarii, în care cultivă în principal tomate și varză. Cei doi mici fermieri din Macea sunt vizitatori fideli ai târgului Agromalim, unde vin anual încă de la prima ediție și au spus că încearcă să participe la cât mai multe târguri de agricultură pentru a se informa și a vedea noutățile din domeniu. Aceștia au mai spus că vor folosi mașina de tuns iarba în grădina proprie. Alți 6 norocoși dintre participanții la Marea Tombolă Agromalim din acest an au plecat acasă cu saci cu furaje concentrate pentru creșterea porcilor și pentru creșterea găinilor, oferite de firma Nutrientul. De asemenea, compania ITC a oferit 5 premii constând în saci cu sămânță de rapiță, iar firma Romvac a premiat 3 participanți la Marea Tombolă cu genți medicale ce conțin produse de uz veterinar. De asemenea, 10 dintre agricultorii care au vizitat târgul Agromalim în 2011 și au participat la Marea Tombolă vor primi gratuit timp de un an de zile revistele Ferma și Recolte Bogate din partea Ferma Media Group.